Salutare tuturor, eu sunt Pop the Caster și bine v-am găsit la Super News, emisiunea care, spre deosebire de adversarii celor de la Navi, refuză să moară. În episodul de astăzi aflăm cine a câștigat Blast World Final, vedem ce știri ne mai aduce Counter-Strike-ul internațional și aflăm campioanele celor două mari turnee românești de săptămâna trecută. Să începem cu începutul. Cine credeți că a câștigat Blast World Final? Începe cu Na și se termină cu V. Da, așa cum ne așteptam, Navi și-a mai trecut un titlu important în vitrina anului 2021. Spuneam într-un episod anterior că s-ar putea să fim într-o eră Navi și iată că avem și confirmarea. Dacă nu mă credeți pe mine, ascultați-l pe Simple. Chiar el a declarat după finală că da, aceasta este era Navi. Victoria de la Blast World Final a fost al patrulea trofeu câștigat consecutiv de organizația ucraineană, iar rezultatele lor în anul 2021 sunt incredibile. 8 trofee câștigate cu Simple MVP în fiecare dintre ele, un record absolut. Hai să vedem totuși cum au câștigat băieții de la Navi trofeul, parcursul lor nefiind chiar atât de ușor pe cât ar părea la prima vedere. Ce m-a surprins cel mai mult la acest turneu nu a fost neapărat faptul că Navi au câștigat, dar faptul că au făcut-o din lower bracket. Sincer, nu mă așteptam să piardă vreo serie, dar se pare că cei de la Team Liquid au fost de altă părere. Team Liquid? Yeah. No, you're right. We're not quite getting that feeling at the moment. It's very interesting fallen though. Again, not really lacking the confidence, finding a triple so far with the AWB. Ah, Team Liquid. Distrugătorii de bilete de la IEM Winter și Blast Fall Finals lovesc din nou. În opening round, aceștia au reușit să învingă pe Navi cu 2-1. Un rezultat la care nimeni, repet, nimeni nu se aștepta. V-am mai povestit cum se treaba cu Liquid. Se spunea că echipa e moartă, că nu se pregătește, că jucătorii vor pleca și că nu au motivație la aceste turnee de sfârșit de an. Iată că totuși au avut suficientă motivație cât să câștige împotriva celei mai bune echipe de pe planetă și să îi scoată din upper bracket. În semifinalele din upper bracket, Liquid au pierdut totuși cu 2-1 versus Gambit, iar în cealaltă semifinală, Vitality au trecut cu 2-0 de G2. Ever so cool, but watch. Zywoo figures all this shit out. Yeah. Okay, this is what he does. He calculates, big brains it, doesn't clear the left. Ooh, he caught it. He knows. And he swaps to the AK. Oh, but Aminek played it perfectly. He jumped up top. Zywoo. Oh my god, dude, this guy is something else. This guy really is something else, dude. În lower bracket, tensiunea era la cote maxime. După opening round, echipe precum Navi, Heroic, NIP și Astralis erau la o înfrângere distanță de a părăsi turneul. Orice înfrângere era fatală, iar momentele de genul acesta diferențiază echipele mari de echipele bune. Navi au câștigat cu 2-0 versus Heroic, Astralis s-a impus cu 2-1 versus NIP, iar semifinalele din lower bracket se anunțau a fi mai interesante decât cele din upper bracket. Navi i-au trimis acasă pe G2 după un 2-1 în care au reușit să câștige ultima hartă cu 16-4. Hunter's gonna lurk in middle. Ooh, did ever saw Electronic over the smoke, but there's the B hit. Simple's got one. That's a huge kill. And Aminek, he goes down next. What a great shot from Simple. And he knows nobody made it into the bomb site. What a flick down as well. Triple kill to get Navi back on the board. Team Liquid au arătat din nou că poate exista viață și într-o echipă moartă și au eliminat pe Astralis 2-0 scurt și fără emoții. Forget all about Zipix. Oh, two players by. He goes for the attack, takes down the fourth. But in the meantime, it's Confid with the double op kills, Nap doing what he can. Tim and Fallen in the 2v3. He's already close on market. Lucky very passive here. Dirty off angle, but what? Still Naflight survives it. No. Naf's on with 3 kills already. If Fallen can cut down this cat play, then suddenly it's only this apartment's wrap that Blame F will be able to offer. Glaive and he's down. Oh it's my god. Perfect. 4 frags from Naf. În upper bracket final, Gambit i-au bătut pe Vitality cu 2-0, iar în lower bracket final am avut parte de rejucarea meciului din opening round între Navi și Liquid. De data aceasta însă, ucrainienii nu le-au lăsat nicio șansă adversarilor. Do we nav hold? This is a quick one. Lickety split into this A hit. Simple. Dual Berettas up on the balcony. Gets Nafly's head instantly. And they also have bit within the bomb site, so this is clean from the CTs. The dual Berettas, 3 headshots. No reloads needed. Oh my god.
16-10 pe DAS 2, 16-11 pe Inferno, iar Navi ajunge în Consolidation Final, ultimul pas înainte de marea finală Blast Premier. Un pas pe care Navi l-au făcut cu brio împotriva celor de la Vitality, 16-12 pe Nuke, 16-5 pe DAS 2. Simple's been dragged in the meantime, so actually a bit of help now for Electronic. He would have been on his own 10 seconds ago, but now Simple's here and he will take down Misutra in the early attack there. Jumps away from the Molotov, Electronic taking down Kyojin. They're trying to bait out the shot, but he is ice cold. Încă o victorie clară pentru echipa lui Simple, încă o performanță excepțională din partea acestuia cu un HLTV rating de 1.44. Ajunși în marea finală împotriva celor de la Gambit, Navi au făcut ce știu să facă mai bine, au câștigat. Gambit au început bine seria cu o victorie 16-11 pe Mirage. Următoarele două hărți însă au mers categoric către Natus vincere, 16-11 pe Ancient și un zdrobitor 16-6 pe Inferno. It could get a bit spicy. Electronic will go down into through the smoke, able to find him. And Simple back here. He may have to do all the work. The Glock is up close there for a bit. He's just a bit of a stopgap to buy some time. Oh my god. There's the first headshot ringing out. Yep, and I know what you're thinking as well. This should be the round for Gambit, but it might not be. One more. Simple picking up Axel, and they win the clutch. Unbelievable. 2-4. You saw it. You foreshadowed it coming. Evident, nu mai are rost să spunem cine a fost MVP-ul turneului, presupun că puteți ghici și singuri. Bun, să trecem acum la știri. Prima știre este jumătate știre, jumătate job interview pentru mine. Fnatic Academy, echipa de tinere talente a uneia dintre cele mai mari organizații de e-sports din lume, își caută antrenor. Aceștia s-au despărțit de Michael Golden Selim, iar postul este deschis aplicanților. Echipa la care joacă și românul nostru Regali a înregistrat rezultate destul de bune în 2021, reușind să intre în top 100, chiar dacă nu a promovat din SEA Advanced în SL Challenger. Bineînțeles, printre aplicanții la poziția de antrenor mă număr și eu. Doar nu credeți că o să rămân prezentator toată viața, am și eu vise, am aspirații, merit să fiu luat în considerare pentru job. O să-mi citesc live scrisoarea de intenție chiar acum în cadrul emisiunii, așa o să le arăt că dau bine și la cameră. La valieră, microfon, machiaj pentru pop, 4 ouă, ce e asta? Cred că e lista de cumpărături pentru emisiune. Și de ce sunt 4 ouă? Emisiunea trecută a fost la 3. A doua știre de astăzi este legată de Rops, lurkerul celor de la Mouts. Se pare că acesta este aproape de un super transfer la FaZe și că îl va înlocui pe Olofmeister, veteranul de 29 de ani. Această mișcare era în cărți de ceva timp. Rops e un jucător care merită să facă pasul la o echipă de top 10, iar FaZe pare cea mai sigură destinație datorită istoricului pe care Rops îl are cu Kerrigan. Aceștia au mai jucat împreună timp de 2 ani, între 2019 și 2021, tot la Mouts. Credeți că sunteți în vacanță și scăpați de profesor? Nu. No. Lecția de azi e despre rolurile prezente într-o echipă de CSGO, așa că pregătiți-vă, Crăciunul a venit mai devreme anul ăsta. O echipă de Counter-Strike are mai multe roluri care pot fi îndeplinite de jucători. Echipele sunt formate din 5 jucători, deci tradițional avem 5 roluri pe care aceștia le pot avea. Entry Fragger. Să începem cu Entry Fraggerul, adică prima persoană care intră spre site atunci când echipa atacă. Obiectivele Entry Fraggerului sunt simple. Trebuie să inițieze un push luând un kill sau să ofere suficient suport cu echipierilor pentru ca aceștia să poată lua site-ul. Pentru că Entry Fraggerii intră primii pe site, de obicei și mor primi. Dacă un Entry Fragger reușește să scoată un kill sau două într-o rundă, atunci acesta și-a îndeplinit scopul. Chiar dacă nu reușește să scoată un kill, acesta poate da cu echipierilor informații super utile legate de pozițiile inamicii. Support. Trecând mai departe, avem rolul de suport. Da, de obicei în jocuri, suportul dă heal sau are ceva aură magică care le dă cu echipierilor plus 10 la mărimea mustății sau ceva de genul, nu știu, nu mă pricep la jocuri care nu sunt cu pac-pacuri. În CSGO, suportul are rolul de a sta în spatele Entry Fraggerului și de a folosi utilități pentru ca echipa să poată intra în bombsite într-un mod cât mai safe și avantajos. Mai precis, grenada sau nade-ul, cum e alintată, este cel mai bun prieten al suportului. Acesta folosește flashbang-uri pentru a orbi adversarii și smoke-uri pentru a acoperi câmpul vizual al inamicilor. In-game leader. Hei, am vorbit despre asta într-un episod anterior din Super News. Dar așa, ca o mică recapitulare, IGL-ul este liderul de joc al echipei, capitanul practic. Acesta decide buy-urile de la începutul rundei, modul în care echipa se mișcă pe hartă și ia deciziile cele mai importante în momentele cheie ale meciului.
Pe scurt, cunoștințele despre joc sunt imperative pentru un in-game leader, dar la fel se poate spune și despre abilitățile acestuia de a motiva echipa. Lurk. Lurkerii sunt băieți mai silent, sunt băieți care își dau telefoanele pe vibrații în timpul meciurilor. Treaba lor este să surprindă echipa adversă și să rămână nedetectați pentru perioade cât mai prelungite. Lurkerii sunt de obicei jucătorii care fac rotații între site-uri și surprind adversarii prin calmul și trigger disciplinul de care dau dovadă. Sniper. Sniperul este de departe cel mai popular rol pentru fanii scenei de CSGO. Da, cele mai populare clipuri sunt făcute cu sniperul, o denumire atât de sonoră încât descrie și arma și rolul în cauză. Here he comes once again. The first base is a trend. He's gonna hit the ground there. It's Cold. Oh, what? It's jumping double from Cold. What is going on right now? How does he do this? Cold has saved Luminosity with the old play. Sniperul este una dintre cele mai scumpe arme din joc și este o investiție care trebuie cântărită atent de o echipă. Polarul este bine cunoscut pentru faptul că are fire rate redus, dar o rază de acțiune foarte bună și poate ucide un adversar dintr-o singură lovitură. Treaba unui sniper este să fie cu ochii pe unghiurile din spațiile deschise și să se asigure că nimic din ce trece pe acolo nu mai respiră. Bineînțeles, orice echipă respectabilă de CSGO are și un caster, cel mai important membru al echipei, adică băiatul care comentează meciurile și este principalul motiv pentru care echipa câștigă. Hey, you good? Yo. Luke, you good? Yo. Să trecem acum la scena din România, unde cele mai importante două campionate ale sfârșitului de an și-au aflat câștigătoare. La Kaufland Upgrade, cei de la Bench Gang au câștigat cu 3-2 împotriva celor de la All Stars, după o serie extrem de disputată și de spectaculoasă. Deși până în meciul 5 situația a fost foarte strânsă, cu a treia hartă dusă în overtime și câștigată de All Stars cu 20-22, Bench Gang s-au impus cu 16-4 în ultima hartă și au fost încoronați campioni. Și nu este deloc situația în care vrei să te afli în ultima hartă din marea finală Kaufland Upgrade. NG un pic agresiv în zona midului, Semințe însă îl prinde pe Lord, cred că era un gap acolo în smoke, NG a fost văzut de Semințe, nu reușește fragul Semințe, ba chiar NG îl elimină, dar este la 48 HP NG, mare atenție totuși pentru că Adex este deja în bază CT, site-ul B este liber, Adex îl scoate pe NG, Chunky pe Harder, se bagă Cox de la Jaguar cu magul, scoate USP-ul după Chunky și reușește eliminarea, dar Adex între timp l-a scos pe Ersin și Cox are un mag 7 în acest moment, face picul IME. Echipa formată din IME, Star Player, Chunky, Adex, Semințe și Blitz a plecat acasă cu premii în valoare de 20.000 de euro și cu siguranță vor avea parte de cel mai fericit Crăciun. MVP-ul finalei a fost Blitz cu 132 de kill-uri și un ADR de 102. Not bad, not bad at all. Trecând acum și la al doilea mare turneu autohton, care s-a încheiat săptămâna trecută, Nexus Gaming au reușit să câștige finala Rogue Masters, învingându-i pe băieții de la Control cu scorul de 3-0. Plutus și Donat, Shadow a făcut un trade pe Rene și este o situație de 3 vs 3 în care avantajul este în continuare pentru Nexus datorită faptului că au armele mai bune, tu și Mignea și Shadow fac două eliminări importante, Raga. Îl ține pe Sixe acolo în smoke, îl scoate pe Shadow, îl anticipează pe Sixe, 1 vs 3, Raga face strip-ul aici și pentru mine atrage și le elimină și Nexus câștigă. O finală ceva mai puțin disputată, dar cu siguranță spectaculoasă. Băieții de la Nexus pleacă și ei acasă cu niște cadouri de Crăciun foarte frumoase și se pare că toată lumea a primit ce și-a dorit Crăciunul ăsta, mai puțin eu. Tot ce voiam era o cască VR în care să mă joc Half-Life Alyx, dar în schimb am primit o cască de bicicletă second hand, 3 mandarine și 2 banane. Eu sunt Pop The Caster, acesta a fost episodul Super News de săptămâna asta, sper că v-a plăcut și până data viitoare aș vrea să vă urez un super Crăciun alături de cei dragi și fie ca toate dorințele să vi se îndeplinească. Dacă v-a plăcut emisiunea, nu uitați de like, share și bineînțeles de subscribe la Superbet România.